Asta, avertizarea cod galben de ploi emisă de meteorologi a adus în Reșița, Oradea, Orăștie și Târgu Jiu rafale puternice de vânt și ploi cât pentru o lună întreagă. Și astăzi este posibil să mai fie furtuni. Avertizarea este în vigoare până la ora 12. De la ora 20, de când a intrat în vigoare avertizarea meteorologilor, nimeni nu s-a mai încumetat să iasă pe străzile din Reșița pe jos. Din norii grei care s-au adunat deasupra orașului la lăsarea întunericului, au început să iasă fulgere și strop de ploaie uriași. Furtuna care s-a bătut aproape de miezul nopții peste Reșița a făcut ravagii cu câteva ore înainte și prin tot județul Caraseverin. În comuna Grădinari a căzut și grindina de mărimea unui ou de găină. Așa niciodată, că am 72 de ani, așa ceva n-am mai văzut. V-a distrus ceva pe aici? Tot ce să spun. Peisajul apocaliptic se repeta aproape simultan și în Oradea. A plouat torențial timp de câteva zeci de minute. Vântul a dobărât mai mulți copaci care au astupat gurile canalizărilor. Rezultatul? Străzi, pasaje și locuințe inundate. A devenit inutilă din cauza ploii torențiale. Toate zonele joase au fost inundate. Același lucru se întâmplă și aici, în spatele meu, într-un pasaj din zona centrală. Se vede cum toate magazinele au fost inundate și chiar în spatele meu, hainele și manechinele plutesc în apa adâncă de peste un metru. Pentru un bărbat, fulgerele au fost problemă. Omul s-a trezit cu foc deasupra capului după ce acoperișul casei sale a fost lovit de un trăsnet. A fost de flăcări. A fost furtuna mare sau nici acolo? Da, a fost foarte mare, a fost flăcările. O surpriză neplăcută au avut și câțiva locatarii acestui bloc din Târgu Jiu. Acoperișul blocului a fost luat pe sus de furtună, iar bucăți din el au căzut peste mașinile parcate în fața clădirii. Am făcut o frumoasă, uite. Pe comandă. Ați auzit bubuitura? Da. Și m-am uitat cum a căzut acoperișul pe ea. Ce se vreau? Să mă țin la el? Natura. Proprietarul acestei mașini și-a parcat aseară autoturismul liniștit, fără să se gândească că mâine dimineață va fi nevoie să o ducă în service. Furtuna a făcut prăpăd în Târgu Jiu. Același ghinion l-au avut și câțiva locatari unui bloc din Orăștie, Hunedoara. Și de acolo până în trotuar dincolo, aproape de drum. Colțul blocului e rupt. Tornadă a fost, știți? Tornadă. O bucată mare de acoperiș, văd căzută. Da, păi au ajuns până în cea. Uitați, de aici bucățile din acoperișul de acolo au ajuns până aici. Meteorologii precizează că astăzi atenționarea va fi actualizată. Urmează să fie vizate în special regiunile nordice, estice și centrale. Un bărbat de 58 de ani din Gorj a fost găsit azi noapte.